Următoarea mea invitată este Denise Iacobescu, mamă, bunică, vlogăriță, debutantă și dansatoare pasională. Așadar, vă rog frumos, aplauze! Olé! Ce faci, Denis? La tango nu trebuie să te uiți așa foarte... Ba da, să bine te impresionezi. Bine ai venit la noi la emisiune. Bine te-am regăsit. Ce faci? Foarte bine, acum că sunt aici la foarte bine? Da, mai spui o dată. Arăți senzațional de bine. Mulțumesc. Ole! Te rog frumos să iei un loc pe canapea și felicitări, pentru că îmi place foarte tare de tine. Ești așa foarte ambițioasă și te bucur de fiecare clip a vieții. Păi sigur, asta te ține tânără. Și mi se pare că de la chestia asta putem să învățăm de fiecare dată. Cu siguranță. Eu învăț de la alții, alții învață de la mine, de ce nu? Pentru că la un moment dat poate să fie cineva să zică: băi, ce bunică tare s-a apucat de tango. Dar altcineva poate să zică: băi, dar ce bunică sexy s-a apucat asta, de tango. Te rog, te rog, mă înroșesc. Te rog. Nu vreau. Dar ce bunică sexy s-a apucat de vlog. De vlogging, oameni buni. Vlogging. Corect? Da? Corect. Foarte bine. Haideți să luăm cu începutul. Când te-ai apucat de tango și de ce? Să zic în iunie. Da? Da. Dintotdeauna mi-a venit chestia asta. Dintotdeauna mi-a plăcut să dansez. Da? Nu am avut oportunitatea când eram copil. Știi cum era pe vremuri? Era doar cartea și cam atât. Și școală. Nu era tango, erau dansuri populare, dacă era să fie. L-a și făcut și pe asta îmi plac. Da? Orice gen de muzică și de dansuri mie îmi plac. Bun, și ai zis anul ăsta, 50 de ani, vreau să dansez. Da, plus că am văzut pe copii când au fost la emisiunea, la show, și mi-a redeschis apetitul și am zis trebuie să dansez. Antonia știa că îmi doresc foarte mult și mi-a făcut această surpriză. Adică ea ți-a dat un curs de tango? Exact. Foarte tare. Nu mai dansase niciodată până atunci tango? Nu. O să dansez cu partenerul tău aici în platou, în luminile, în reflectoarele emisiunii, o să te vadă cei de acasă. Da. Ai emoții? Un pic, sincer, da. De obicei nu am emoții când vin la emisiuni, astăzi da, am, pentru că... Pentru că se întâmplă să dansezi. Exact. Și nu se întâmplă de fiecare dată treaba asta. Nu. Așadar, vom avea un tango pasional cu Denis imediat, oameni buni. Are și un partener, o să-l vedeți în câteva momente, și exersează pentru acest dans din iunie. Din iunie sunt 45 de minute pe săptămână, împreună puse sunt cam 10-11 ore doar. Deci 45 de minute săptămânal? Da. Foarte frumos. Am făcut o pauză în vară, cam o lună, deci sunt 12 ore, cam așa. Perfect. Și în același timp am înțeles că te-ai apucat de vlog de când? De vreo lună, încă nu i-am dat drumul. Și cum ți-a venit ideea? Păi, și ce o să postezi acolo? Am tot fost întrebată de diferite persoane cum mă mențin, care e stilul meu de viață. Inițial am vrut să scriu o carte și nu prea le-am cu scrisul, știu că ia mult timp ca să editez până ți iese pe, mă rog, pe piață. După care am zis, ok, o să fac un blog. Și cineva mi-a spus, nu, ești foarte animat, ești foarte vorbăreață, trebuie să faci un vlog, să te apuci de vlogging. Și atunci ai zis, ăsta e momentul. Asta este momentul, exact. Să știți că are și o cameră. Tot ce se filmează acum pentru emisiune, se filmează și pentru vlogul lui Denis. Cornel, te rog frumos, tu ești cel care ai venit să filmezi. Haide, vino puțin, dacă tot filmezi, vino încoace. El e operatorul care astăzi te ajută să filmezi, nu? Sigur. Ia un loc aici, aveți să mă filmezi frumos. Profilul ăsta e mai bun, da? Te rog frumos, profilul ăsta, da? Bun, și să înțeleg, deci tu de acum încolo tot ce faci filmezi și o să pui pe internet? Da, o să fie săptămânal, nu de zi de zi, pentru că nu am timp. Sigur, învăț să și editez. Deci tu o să și filmezi, tu o să și montezi, deci tu faci tot. În curând, deocamdată sunt ajutată, învăț, da, sigur, de ce nu? Ce îi promis colegului nostru să filmeze? Că eu știu ce mi-a zis el. Știi, nu știu, nu i-am promis nimic, nu mi-a cerut nimic. N-ai zis că o să fie un paso doble? Ah, sigur, da. Eu să dansez? Foarte frumos, să știi că, serios, felicitări. Mulțumesc. Îmi place de tine foarte tare, pentru că ești foarte curajoasă și că faci tot felul de lucruri pe care alții poate n-au curajul să-l facă. Bravo. Mulțumesc frumos. Te rog, eu pot să-l prezinți pe domnul arbitru, profesor de dans, academician la Academia lui Mihai Petre, finalist la campionatul național la 10 dansuri, te rog frumos. Nu prea le-am cu prezentatul, sincer să fiu. 32 de ani.
32 de ani, Daniel Petre. Campion. Campion. Profesor. Profesor. Academician. Academician. Pasionat. Nu știu câte medalii, că nu le-am numărat. Perfect. Dar știu că este un instructor nemaipomenit. Are eu răbdare cu mine. Să nu ne așezăm pentru că îi stricăm și cuta la pantaloni și ar fi păcat și să facem un dans care să fie pasional. Să-mi spui când dăm drumul la muzică. Sigur. Numai o secundă. Daniel, tu predai, nu? Da, da, bineînțeles. Cum s-a descurcat eleva? Foarte bine, pentru că ea, făcând numai lucruri frumoase și inspiraționale, normal că se descurcă bine și la dans. V-am zis că e academician. Ați văzut ce frumos a vorbit? Atunci, acum ce vom dansa? Un tango argentinian. E de la pasional? Da, momentan este puțin mai ușor acum. Mai ușor. Deci e caliente? Mucho caliente. Mucho caliente. Așadar, Denise Tango, astăzi, aici, în platoul emisiunii, alături de domn profesor Petre. Da, bineînțeles, o să vă încântăm cu un dans aproape perfect. Tu te-ai dus la școala lui Mihai Petre pentru că te cheamă Petre? Da. Mi se pare foarte tare. Haideți să vedem dansul, tangoul, în exclusivitate. Așa ceva, doar aici. Numai un pic, că să dau eu anunțul. Pregătiți-vă pozițiile. Privirea. Ținuta. Da? Pregătiți? Maestro, muzica! Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, j'en connais que Rimano. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'ai dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je laisserai jusqu'à tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont de roseaux. Moi je suis tango tango, que j'ai pris dans un sanglot. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Rimano. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je laisserai jusqu'à tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont de roseau. Moi je suis tango tango, que j'ai pris dans un sanglot. J'aime dire je vous aime, même si c'est un blasphème. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Rimano. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango. Din partea mea aveți un 10 și mergeți în finală. Foarte frumos, felicitări. Dar vreau să fii sinceră, în timp ce dansai, numărai pașii? Nu număr niciodată. Sunt atentă la ritm. Am înțeles, pentru că erai așa foarte concentrată. Da, și mă gândeam pe ce insulă s-a dus mama Antoniei. Nu știu unde eram. Una însorită, exact. Foarte frumos, mulțumim mult de tot și vă așteptăm și cu următorul dans, care sperăm să fie un paso doble. Da. Merge? Pasionat. Aveți o săptămână de pregătire. O să începem unul nou, cât de curând. Surpriză. Perfect. O săptămână aveți la dispoziție. Au. Să fiți puternici, da? Am filmat și pentru vlogul lui Denis, așadar urmăriți-o și acolo. Când va fi gata canalul de YouTube, să ne spui ca să anunțăm, da? Sigur.